Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică SUA, unde astăzi vom analiza o companie și vom trece prin câteva alte companii să vedem ce au mai făcut de la ultima analiză și până acum. Dacă mergem pe indicele fricei și al lăcomiei, observăm că săptămâna trecută a fost 56, a fost optimism în piața americană, acum cumva a scăzut, bănuiesc că azi este marți sau cel puțin acum este ora 23:35 și mă gândesc că ultimul este chiar de astăzi, de marți, piața a închis la ora 23, deci bănuiesc că a scăzut cu cam 10% față de săptămâna trecută, dintr-un simplu mare motiv, că săptămâna trecută prețul a crescut frumos, mă refer la indicele american SP500 și evident că a fost optimism în piață, dar la un moment dat prețul s-a oprit, a obosit și a început să coboare. Această cădere, da, al indicelui american, am prezis-o încă undeva de pe aici, undeva de pe 16 august. Am spus că prețul mă aștept să coboare și evident că din această zonă prețul a început să coboare și a tot coborât și posibil să mai coboare, dar nu foarte mult timp, pentru că din punctul meu de vedere suntem într-un subval 4 și ar trebui ca undeva din această zonă prețul să se oprească. Hai să spunem că aș putea să dau, de exemplu, această zonă. O secundă. Valul 4 poate să coboare maxim până la această linie galbenă, dar să sperăm să nu ajungă până acolo. Vom vedea dacă va ajunge și va trece de această zonă, dar mi-aș dori ca prețul și conform teoriei ar trebui ca prețul să urce pe indicele american destul de mult. Cred că vineri am intrat short pe Nasdaq și cu o zi sau două în urmă am intrat pe Nvidia. Da, și ia uitați, ieri după amiază am făcut această poză pentru canalul de cripto și am arătat mai multe în poză, dar vă arăt doar ce am avut până ieri, un profit frumușel atât pe Nvidia cât și pe Nasdaq. Zic eu că fiecare dintre noi și voi ați fi foarte mulțumit dacă în 2-3 zile ați câștigat de ceva de acest gen. Revenind la uițele noastre, pardon, am băut ceva rece și îmi vine să tușesc. Bun, deci în continuare mă aștept ca prețul să mai coboare, poate chiar în această noapte și posibil de mâine să întoarcă prețul. Vom vedea dacă va fi așa sau nu, dar în tot cazul suntem într-o corecție destul de mică în raport cu creșterea prețului, da? Observați că prețul a crescut, să spunem, 16% și el a căzut doar 4,6%. Deci cam un sfert, undeva de aici mă aștept ca prețul să urce. Așa, și am spus că astăzi vă prezint o altă companie, BDX. Sincer, nici nu știu cu ce se ocupă, dar credeți-mă că este absolut irrelevant, nici nu contează cu ce se ocupă. Într-o primă fază este un grafic destul de ciudat de mișcare laterală de vreo 4 ani de zile. La o primă vedere destul de complex de analizat, totuși
La o a doua pare oarecum destul de simplă și imediat vă și arăt A, B, C, D, pardon, n-am luat ce trebuia. 0, A, B, C, D, E, punem E-ul aici, ultimul. Și de aici voi da și un target. Unde ești, unde ești? Da, și undeva de la 237 mă aștept ca prețul să urce până la 310 undeva în această zonă și cumva de aici prețul să coboare foarte, foarte mult. Dacă mergem pe graficele, să spunem, de H4, da, avem final de val descendent aici. Asta nu mai știu, cred că era aici la maxim, da, corect. Ia să vedem. Mă aștept ca prețul să mai coboare, probabil o zi, două, dar nu mai mult și atunci vom pune săgeata cumva. Haideți să o lăsăm pe asta aici. Da, și de aici punem culoarea verde, schimbăm culoarea verde. Deci sfatul meu este să aveți cumva grijă în această zonă la o potențială întoarcere a prețului și de aici să prindeți un long frumos, cel puțin într-o primă fază, undeva aici, ar fi un posibil randament de cam 10%, cam într-o săptămână, știu eu, să vedem. Deci, pentru cei care tranzacționează pe graficul de H4, CFD-uri sau opțiuni, să aveți în vedere acest long. Bun. Haideți să vedem ce a făcut Apple-ul de la ultima analiză. Iată că analiza mea a fost corectă pe Apple, valul 3. Sper că auziți și voi la ora 11 noaptea, 12 de acum, cum tună afară. Da, am dat short în această zonă pe Apple. Evident că mă aștept ca prețul să mai coboare, să meargă în lateral și cumva acest scenariu să se împlinească de acum, cred că săptămâna viitoare, peste vreo două săptămâni. Deci mă aștept să mai coboare și apoi să urce. Împlinim sub valul 5 din valul 3. Dar haideți totul să debifez acest lucru, să avem mai frumos graficul, să nu fie popoționat, ceva de acest gen. Da, deci pe Apple cam așa aș vedea o creștere destul de frumoasă. Rețineți că suntem pe graficul de 4 ore și se pot câștiga bani frumoși pe acest subval 5 verde. Iată că vreo 11-12%, cam 13%, nu contează. Deci dacă mergem pe o oră, pare mult mai lung acest trend. Și credeți-mă că, ia uitați ce frumos se vede, credeți-mă că se pot câștiga bani frumoși doar pe acest long. Am văzut colegi de-ai mei mai vechi decât mine, da, cu renume, care tranzacționează ceva de acest gen. Evident că acel coleg nu folosește deloc analiza tehnică și nu dă doi bani pe ea. Așa cum eu nu dau doi bani pe ceea ce face el, da, chiar dacă este foarte, foarte vechi în domeniu, dar nu contează. Deci pe Apple cam așa văd următoarele zile și săptămâni.
Ia să vedem ce mai avem pe aici. A, F, R, M. Tot pe graficul de 4 ore să mergem. Uitați ce frumoasă cădere, pardon, din valul C. Am dat această zonă de short din valul C și posibil 4 să coborâm destul de mult. Ceea ce s-a și întâmplat, dar o secundă măcar să schimb culoare aici să nu suprapună cu valurile corective. Deci avem un val 4 și după analiza mea ar trebui ca prețul să coboare în această zonă. Să vedem dacă va fi așa. Aici ar fi practic două scenarii. Fie prețul va coborâ sub minima de la valul 3, fie prețul cumva din această zonă va urca. Deci cumva prețul în această zonă se va afla la o intersecție și vom vedea ce va face prețul, dar mă bucur că am văzut corect această cădere cu mult înainte de a se întâmpla și prețul a căzut 30%, 27%, ceea ce este foarte, foarte bine. Ce mai avem noi pe aici? RVL. Am dat acest triunghiu A, B, C, D, E. E-ul nu s-a oprit finalizat aici, ci tocmai sus. Așa că vom actualiza puțin. Unde ești? O secundă să actualizăm și noi puțin, dacă nu mi-ați mai cerut-o, eu am uitat de ea. Da, și ia uitați ce frumos a căzut prețul din valul 4 în valul 5. Din nou, repet, suntem pe graficul de 4 ore. Hai să punem frumos așa. Ia să vedem de curiozitate cât a căzut de la în această zonă care am și dat-o. 36%, foarte tare, observați că am dat această zonă unde prețul a testat de două ori și apoi a căzut practic ca un bolovan. Mă aștept undeva în această zonă, oricând prețul pe această companie să urce și va urca frumos. Și am dat această săgeată verde, că am spus în cazul dacă prețul cumva ar fi valul 5 aici și avem 1, A, B, C, 2, prețul ar trebui să-i meargă long după ce sau trendul ascendent a început dacă prețul trece de această linie. Din fericire, analiza mea a fost corectă, ne aflăm într-un pattern corectiv și a căzut brusc și de-abia din această zonă cumva. Ia să vedem, nu prea avem un trecut. Mă aștept că ia să folosim Fibonacci. Ia uite ce frumos, dăm 1.38 aici. Haideți să îl vedem ce va face prețul la cât o fie, chiar la 1.7. Hai să punem așa că un dolar este un număr rotund, mult vânat de traderi experimentați. Am extins puțin acest target. Deci pe această companie cumva mă aștept ca undeva la un dolar prețul să urce chiar destul de frumos. Mergem mai departe. Hai să luăm ASML 109. Ia să vedem ce avem noi aici. Foarte frumos se vede și aici. Haideți să punem culoarea tot albastră. Să mai închidem puțin. Avem valul 3, punem valul A, valul B aici. Actualizăm puțin, dar oricum vom debifa absolut totul. Că ne încurcăm în linii și nu mai vedem prețul de atâtea linii. Unde trebuie voi trasa eu săgeți.
ca să se înțeleagă perfect. Ștergem această linie de trend și a făcut treaba. Uitați ce frumos se putea intra la cumpărare, la spargerea acestei linii de trend. Haideți să vă și arăt ceva de acest gen. Un risk reward de 4,48, adică profitul putea să fie de 4 ori și jumătate mai mare decât stop loss-ul pe care dacă îl puneați, dacă intrați în piață, și un randament de 29%. Foarte, foarte bun randamentul. Ce crezi că va face prețul? Evident, el va coborâ spre a finaliza acest subval C din valul 4. Da, vom pune și noi undeva o astfel de chenar. Nu aici. Sper că se aude cum bubuie afară. Punem mai jos, așa. Da, prețul nu are voie să treacă mai jos de această linie, așa că undeva, cândva, la anumită zi și la anumită oră, pardon, prețul va, sper eu, să întoarcă, dar nu chiar atât de mult unde ești. Va ajunge și acolo, dar nu acum. Dăm zoom mare, suntem pe graficul de H4, da? Și nici chiar așa departe, mai coborâm mai mult. Da, când vom finaliza valul 4, vom da și un target, dar undeva zic eu că va fi prin această zonă. Vom vedea, pe măsură ce prețul la un moment dat va întoarce. Deci, dragii mei, de ce am luat aceste multe exemple? Am luat aceste multe exemple pentru ca voi să vă pregătiți pentru longurile la companiile care le-am dat, măcar chiar dacă nu intrați, nu aveți curaj din N motive, măcar să urmăriți analiza mea. Haideți să șterg această zonă și să vedem dacă analiza mea este bună și prețul din zonele care le-am dat, poate chiar totuși cam mult aceasta. Dacă le întoarce, eu oricum sunt cu ochii pe aceste zone pentru a intra lung și ceea ce fac eu pentru mine, vă arăt și vouă. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce mai avem noi pe aici. AXL, creștere de 1.28. Am zis că urcăm în valul 3, ceea ce s-a și întâmplat. De la 6.80 a crescut până la 11.95. Ia să vedem, un randament de 75% într-o lună și 7 iulie, 17 august. În continuare mă aștept la o mică coborâre a prețului. Apoi la un long pentru a închide acest val. Punem culoarea verde. Haideți să scot aceste linii. Perfect. Apoi mă aștept ca prețul să coboare puțin, să facă o corecție. Dar toate acestea la momentul potrivit. Mergem pas cu pas, ștergem această linie. Undeva pe aici trebuie să avem un 5, iată-l că l-am găsit. Punem și noi cumva aleatoriul valul 5 la $16, unde ești. În principiu vă arăt traseul, nu pot să numeresc la fix ca și targeturi, deoarece pentru a da un target al subvalului 3 am nevoie de finalizarea acestui trend, mini-trend descendent. Și din acest motiv, pentru că nu am finalizat acest subval 4, nu pot da cu exactitate, dar știu sigur, sau cel puțin tehnic, ca prețul în această zonă
ar trebui să crească, să treacă de acest maxim de preț, să mai urce, să se finalizeze acest subval 3, care e format din mai multe subvaluri, și o cumva să coboare din nou, să urce, apoi va coborâ destul de multișor. Dar, repet, o luăm și noi pas cu pas, da? Așteptăm short-ul, putem să intrăm long, marcăm profitul aici, așteptăm corecția, intrăm din nou long, marcăm profitul, coborâm din nou, pentru că aici trendul va fi destul de mare, destul de abrupt și putem câștiga bani frumoși. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Mergem pe Bibip, pe Bib. Iată, dragii mei, ce frumos am dat această zonă de întoarcere a prețului. Da, și am spus că dacă prețul cumva trece, o șansă de long ar fi de aici cu stop loss undeva jos. Dar iată că s-a finalizat aici un val mare, vom coborâ. Ia să dăm noi pe daily. Posibil să fim într-un subval 4, aici să coborâm spre valul 5 și de aici prețul să urce. Da, să vedem de curiozitate, mergem pe H4 să vedem cât de puternic a căzut, ce randament aveați dacă voi intrați short pe această companie. Iată că a căzut 9, ceva la sută. Da, și aici avem din nou două variante. Haideți să ștergem că ne-am lămurit. Fie prețul în această zonă, odată cu creșterea lui indicele americane SP500, va crește și această companie, fie prețul va coborâ. Da, depinde ce scenariu va lua și de-abia de aici va începe să crească foarte mult. Punem verde. Da, sper că s-a înțeles ce putem face. Efectiv, așteptăm semnal de întoarcere și intrăm long dacă prețul ne arată acest lucru. Dacă prețul va face o corecție și va coborâ, clar că trendul este descendent. Și hai să mai luăm una și hai să luăm Baba. Alibaba și cei 40 de hoți. Opa! Stați așa. Cred că am analizat pe graficul daily. H4, nu puteam să fac acest lucru. Iată ce frumos prețul a respins în această linie punctată, da? Și pe Alibaba a început să coboare destul de mult. Am și dat short undeva din această zonă. Mai degrabă puneam săgeata așa. El poate să mai urce, poate să coboare și am dat cumva, pardon, hai să punem așa cât mai aproape. Aproape de această linie, să vedem dacă prețul va coborâ în această zonă și teoretic ar trebui să urce destul de mult, aproape dublu, de la 65 până la 176, un randament destul de mare, chiar, da, 185%. Deci, din nou, în această zonă aproximativă, un profit destul de mare, destul de bun, de aproape 200% pe Baba, da? Și din această zonă, cumva, mă aștept la o cădere, dar deocamdată, haideți să vedem dacă prețul mai crește, cum ar trebui, în mod normal, să crească. De regulă, valul 5 trebuie să fie mai jos de maximul valului 3. Deci cumva mai jos de această linie, da? Și am spus că poate atinge linia mediană a acestui canal sau pitfork,
nu mai știu ce a făcut. Și în tot cazul undeva din această zonă el să urce. Dragii mei, cam aceasta este videoul pentru această zi de miercuri. De ce v-am arătat acest lucru? Repet, pentru că ar fi foarte multe oportunități când indicele american SP500 va întoarce să vă prindă și pe voi cine tranzacționați, evident. Da, să prindeți acest long, să intrați pe acțiunile diverse pe care le-am analizat în această zi și poate chiar pe indicele american și să câștigați o sumă frumușică de bani doar pe această creștere, fie pe SP500, fie pe cele, nu știu, 8 companii care le-am analizat. Bun, dragii mei, vă doresc toate cele foarte bune. Ne reîntâlnim cu bine pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică SUA, la un nou video, la o nouă analiză. Dacă v-a plăcut acest video, sunteți noi pentru pe acest canal și ați văzut pentru prima dată acest canal și acest video, vă invit să vă abonați apăsând acest buton. Și apoi pe acest clopoțel, pentru ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori acest canal listează un nou video, astfel încât voi, urmărind canalul meu și ultimele videouri, chiar și acest video, în principal, voi să aveți o altă sursă de inspirație și Doamne ajută ca analizele mele să fie bune și să vă aducă bani frumoși în cont. Așa cum ușor, ușor, cei de pe canalul de cripto deja au început să tranzacționeze din ce în ce mai mulți și să câștige bani. Dragii mei, toate cele foarte bine, foarte bune, ne revedem cu bine la următorul meu video. Și nu uitați să vedeți acest ultim video dacă nu l-ați văzut. Numai bine!